venit în direct. Suntem aici, n-am plecat nicăieri. Ionuț va continua povestea, ne spuneai. De câte îmi amintesc, am început să văd ce mai repede. Motiv pentru care m-am apucat să scriu cărți, pentru că știu că voi ajunge să uit definitiv. Vorbeam de recolumăție. Un bun prieten al nostru, G.D. Chiriac, anul trecut a reușit să stabilească, sau în acest an, anul trecut, recordul de înălțime, sărind de la peste 10.000 de metri cu parașuta, cădere liberă, a deschis parașuta undeva la 3.000 de metri, stabilind un nou record național de înălțime. Evident că recordul mondial aparține celebrului Felix Baumgartner, care a sărit de la 39.000 și spre 40.000 de metri, stabilind un record mondial absolut de înălțime. În aniteză cu Felix Baumgartner, suntem noi, care am zburat cel mai jos din lumea asta. Deși recordurile clasice de aviație sunt omologate, vorbim de record de înălțime, pentru că aviația înseamnă înălțime. Sperăm că și acest zbor de adâncime va fi omologat. Am avut record inițial și omologate separat sau? Nu. O singură omologare. Dar cum vi se pare mina? Cum e mina? Cum o percepeți? Primitoare. Mina Măcerea Stănic, județul Prahova. Cum vi se pare? După ce am realizat recordul, mi se pare uimitoare. A fost pentru prima dată când ați coborât acolo? Ați mai fost în mina? Am mai fost. Ați mai fost? Ați mai fost, dacă ați coborât recordul și ați coborât acolo. Și înainte să coborăm recordul, am fost să vizităm. Este un loc pe care îmi place să-l vizitez. Are o altă încărcătură. Dar asta înseamnă că ești turist, nu? Turist dedicat. Chiar așa, să devin turist de profesie. Da. De ca să zici, Lănic? Când ajungi acolo? Sau? Am fost doar o singură dată și am stat acolo, fiind la mică distanță de București, dar mi-ar place să stau acolo. Am înțeles că microclimatul este foarte bun și sunt interesat să stau mai mult acolo. Cum ai perceput mina? Cum ți se pare așa ca și lucrare? Foarte sărată. Foarte geometrică. Foarte exactă. Din pereți sau? N-am putut să mă abțin. Îmi pare rău că nu am avut cu ce să mănânc seara. Bineînțeles că am gustat. N-am putut să mă abțin. Are un gust teribil. Seara ne-i odat. Așa, de la mama ei. Da. Foarte gustos, într-adevăr. Mi-am luat și acasă. Da. Ți-a luat un bulgăraș. Un bulgăraș de aici. Da. Suvenir cu un bulgăraș de sare. Da. Cum ai perceput poate de mina de data asta? De data aceasta am avut eu cel puțin emoții, pentru că neștiind ce vor face băieții, fiind prima dată la un astfel de eveniment, eu sunt mai pământeană, nu așa pe sub pământ și nici în aer. Chiar am avut emoții. Neștiind ce o să se întâmple și mai ales riscul la care ei Să fiu sincer, și eu am avut emoții în calitate de organizator direct, să zic așa. Da, când i-am văzut cum au decolat, trebuie să recunosc că am avut așa o strângere de inimă, știi? La un moment dat s-a prelungit acea așteptare ca să decoleze. Și mă gândeam, nu se poate să nu decoleze, deci nu se poate să fie un eșec. Vor trebui să reușească, pentru că eu știu că Dumnezeu ne ajută atunci când ne dorim să facem lucruri minunate. Iar acesta chiar a fost un lucru minunat și s-au implicat oamenii și chiar au pus suflet. Și atunci el a ieșit așa cum trebuia. Unde se pot temerile dumneavoastră, riscul și răspunderea este a pilotului. Atunci când a hotărât să decoleze, este numai a lui. Da, tot seama, ce se întâmplă este... Nu mă gândeam neapărat la o răspundere juridică. Nu, eram acolo cu voi. Organizați-vă împreună. Normal că... Da. De unde ați pornit cu sportul ăsta? Datul cu parapanta e un sport până la urmă, nu? Eu am început să zbor din 1984 și îmi pare rău că nu mai sunt acele tabere ale tineretului pentru pregătire, pentru apărarea patriei, taberele pe TAB. Și am zburat 2 ani cu planorul, după ce am apucat de parașutism. Nu
20, a zburat de la Cruce de la Caraiman cu parașuta pe post de parapantă, 93 a reușit să ne achiziționăm prima parapantă și după aceea din 95 modul parapantă și am dezvoltat în continuare activitatea în paralel toate ca să fie bine. Sau cum a fost începutul? Am pus parașuta în spate de copil. Aveam 16 și 2 luni când am pus parașuta în spate, în 1991. De atunci am reușit să adun aproximativ 2300 de lansări. Am avut o șansă extraordinară să intru în lotul național din primul an și am reușit de-a lungul care de sportiv să obțin 12 titluri de campion național al României, locuri 2 și 3 mai multe. Locurile 5, 6, 7, 8 și 9 la campionatele mondiale. Și recordul de acum este al patrulea record de carte recordului. Aveți o cameră specială unde țineți toate diplomele, cupe, un apartament. Le aveți peste tot, nu? Da. Pe toți pereții aveți așa rame din astea, nu? O putem arăta la cameră? Sunteți de acord? Mare drag. Pe toți le-ați adus, nu? Și te salți tu că e a ta. E a voastră, de fapt, și mă gândesc că... Haideți, ridicați-vă să o vedem. Pe prima să vedem cum va arăta a doua, nu? Adică... cea de acum. Deci, diploma de imagine este, de fapt, e vorba de un certificat. Certificatul emis de către Cartea Recordului World Records Academy din Statele Unite ale Americii în 2009, când am realizat zborul în Salina Stei, Prahova, Sala Mihai, la minus 140 de metri adâncime. Arată bine. Sunteți mândri, nu-i arăt? Și sperați, bineînțeles, să mai luați unul și unul să țineți lângă sau în altă cameră. Sau... Dar cum le împărțiți? Adică aveți fiecare câte un certificat? Da, primiți câte recordurilor de la fiecare participant câte un diplomă. Da, da, păi... cu aceeași valoare de originalitate. Super frumos, mulțumim frumos. Păi, să o așezăm aici, nu? Ce alte acțiune ați mai făcut? Am mai participat la un record al celui mai mare drapel. Și las pe Ionu să povestesc. A fost celebrul record al național, drapelul național organizat de către un record mondial din fericire. România mai are un record mondial. Tot datorită. Nu, nu, noi nu mai am participat. Ați participat. Am participat cu figurație. Cu figurație am făcut spectacol. E vorba de celebrul stea care a fost întins pe rotunul Pinceni. A fost acțiune organizată parcă de Antena 3. Antena 3, da, da, da. Antena 3 și Aeroclubul României. Și Aeroclubul României. Am zburat cu paramotoarele peste steag. Zburam, nu se mai termina. Nu se mai termina roșu, nu se mai termina galben. Dar de ce zburați cu parapantele deasupra, pe deasupra steagului? Sau? Am să captăm niște imagini care să erau în memoria colectivă. Și am și reușit. Și eu, paștorul Aeroclubului României, am sărit și cu parașuta din avion. Am făcut o supraetajare de 3 parașutiști, purtând cu noi, până la vremea aceea, cel mai mare drapel cu care s-a sărit cu parașută. Avea lupul Dacic pe el, nu? Nu, era de data asta, l-a avut. Da. Mai spuneți-ne câte ceva despre activitatea voastră, despre ce ați mai făcut cu parapanta, pe unde v-ați mai dat? Activitatea zborul cu paramotorul a început relativ recent. Unde să mai ești deja? Acest sport are, să spun, cam 10 ani. A început greu. Suntem primii care au organizat o competiție națională, un campionat național, tot împreună cu ADI, pentru că după ce am terminat viața sportivă, am intrat în pielea antrenorilor și a organizatorilor de competiții și am organizat până în prezent 7 sau 8 campionate naționale de paramotor. Paramotor. Da. Inclusiv România în Paramotor Open cu participare internațională. Și vin oamenii, participă. Trebuie să aibă să fie preventat sau absolut veni și... Nimeni nu intră în competiție fără toate documentele în regulă. Nu-ți permiți riscul de a participa la sport cu cineva care nu știe dacă este pregătit. Recomandați românilor să apuce de sportul acesta. Orice sport este decât statul în fața campionatorului, orice mai sport este mai... Mai sunt oameni ca Valeria care doritor, care ar vrea să învețe. Aș face e greu, e încurajator, adică înveți greu, asta e ideea. Paramotorul, spre diferență de alte sporturi aeronautice, este cel mai ieftin
pe departe, un paramotor consumă, apropo, cu ce benzină, nu? Benzină. Benzină. Benzină, benzină de 95 sau de 99. Mai puneți ceva ulei. Ulei. Șampanie. Cele mai multe motoare sunt în 2 timp, deși sunt și motoare în 4 timp, care nu necesită amestec. Sportul cu paramotorul este la îndemâna oricui. Este un sport aeronautic ieftin, cel mai ieftin din lumea asta. Dar pe de altă parte este sportul care îți oferă niște senzații atât de sublime, de nu le poți uita niciodată. Un paramotor, se spune așa, prețul unui paramotor este între 2 și 4.000 de euro. Nu este un capăt de țară. Este un preț mai mic decât al unui autoturism. Oricine și-l poate se primi. Întreține greu? Nu, se întreține greu. Numai trebuie să știi să-l întreții. Eu nu mă pricep să-l întrețin și de aceea de obicei am probleme și mă duc la prieteni. N-ai vrut să înveți sau? Am vrut să-i dau șansa altui prieten să se afirme. Eu am zis, eu mă pricep doar la sport. Înțeles, fiecare cu bucățica domeniului. Eu nu ți-a zis între 2.000 și 4.000 de euro discutând de bicicletele paramotorului, bicicletele aviației. Deci există, de unor cui. Da, există și parapante cu motor care ajung la 36.000 de euro. Mai discutăm... Aici, scuză-mă că te întrerup, beați șampanie, nu? Beam șampanie. Să menționăm, zborul se încheiase. Se închiase zborul. Zborul a fost declarat închis și ne-am permis un pahar de șampanie. Eram fericiți, uitați, dragii telespectatori, avem și angajații mine alături de noi acolo, s-au bucurat alături de noi. Sunt oamenii care au făcut posibil recordul. Ei au făcut posibil, exact asta am vrut să spun, că ei au făcut posibil acest zbor. S-a muncit mult la amenajarea spațiului. S-a muncit mai bine de 8 ore ca să poată fi strânse cablurile, să fie ridicate luminile. Și totuși oamenii ăștia zâmbeau, erau bucuroși că se întâmplă asta în mina lor. Păi, numai cu ajutorul lor s-a putut face și dacă ei au muncit ceva, noi am realizat altceva. Sunt fericit de fiecare dată când se organizează ceva în mină. Da, și voi am văzut că după ce s-a terminat sticla de șampanie, ați turnat 2 picături, 3 de șampanie într-un rezervor. Deci... I-am mulțumit și motorului, i-am dat și lui să bea. Și parapante. Am înțeles. Durează mult? Vă implică sau vă consumă mult timp pregătirea unui zbor? Dacă vorbim de un zbor... De... Nu normal, dacă vorbim de doborâre de record mondial sau nu știu. Dacă vorbim de un zbor simplu... Un zbor simplu, bănuiesc nu este. Nu. Deja avem experiența necesară încât să putem zbura direct. Dar dacă vorbim de un zbor competițional sau un zbor de record, deja vorbim de zeci de ore de pregătire, dacă nu de sute de ore de pregătire, de multă gândire, de multă imaginație, de mult efort, consum psihic. Care era schema din mintea voastră înainte să decolați? Ce aveați în minte? Primele că aspecte care vă bântuiau? Bine. Că trebuie să fie bine să nu dezamăgim pe nimeni. Aveați o schemă? V-ați imaginat? Aveați în imaginea voastră, imaginația voastră, parcursul? Dacă tot circuitul? Țineți minte, întâi am fost și am pus lumânările pe jos, am făcut traseu împreună și am hotărât unde punem acea linie de marcare din lumânări, după aceea am mai mers și am făcut-o încă o dată să ne întipărim în traseul în memorie. Deci da, am muncit și acele ture pe jos ne-au făcut să gândim în plus. Va. Și traseul l-am învățat pe de rost, mergând pe jos. Starea psihică a voastră înainte de decolare, care era? Înaltă. Bună, da. Foarte bună. Așa, erați... În pământ, dar înaltă. Da? Da, deci emoția a existat, cum există de fiecare dată. Dar fără emoții nu poți să ajungi la reușită. Știți de ce vă întreb? Pentru că atunci când te înalți cu parapanta în văzduh, te poți înălța 40 de metri, poți coborâ, te întorci, nu știu ce. Acolo erați cumva limitați de tavanul minei, de lateralele, de pereți. Da, a fost un zbor fără de greșeală. Din punct de vedere psihic... Ca și în viață, întotdeauna trebuie să fim la mediu. Să nu fim nici foarte, foarte... Vă gândeați la întreaga lume atunci? Nu prea ai timp să te gândești la altceva. Pe globul ăsta, care ar putea să vă bată recordul, vă gândeați că ar putea exista cineva care să vină să zică da, vreau să le dobor recordul și voi zbura mina, nu știu, din Polonia. Am auzit că ar fi o mină în Polonia, într-adevăr, unde se coboară la mai mare adâncime, dar care nu oferă suficient spațiu pentru zborul în spațiu închis. Și niciun caz 4 km. N-ar avea unde niciun caz 4 km. N-au pilon central, deci...
Dar să știți cel că la puțin cu asta veți rămâne în istorie. Să știți că la decolare fiecare s-a gândit la familia de acasă, la prieteni, să nu cumva să facem în așa fel vreo greșeală încât cei de acasă să sufere pentru noi. Care erau riscurile, dacă tot ai adus în discuția asta? Adică exista un risc major? De la un banal accident, aterizare cu o julire, până chiar la deces. Da, v-ați gândit că acolo era un lac de apă sărată? Dacă bine, acum nu era nicio problemă, eu îmi luasem slip-ul sub, da? Am anticipat că este posibil și o baie, deci nu era niciun fel de problemă. Era anticipată treaba, nu? Ok. Să înțeleg că n-ați muncit prea mult pentru recordul ăsta, nu? A fost așa, acolo în interior, în mine, a fost mai mult de bibilit la șurubele, până ați montat elicia, dar înainte de asta, pregătirea parapantei n-a necesitat timp prea avem mult, totuși, nu? Experiență de niște mii de ore de zbor. Nu avem nevoie de foarte multă pregătire. Putem să ne adaptăm locului foarte ușor. Ne mulăm pe situație foarte bine. Simțiți, aveți așa sentimente majore, văd, pentru sportul ăsta. Sunteți... Pentru oricare sport avem sentimente și vrem adică să stăm cât mai mult în natură. Adică dacă ai avea de ales, de exemplu, să zbor cu parapanta sau să mergi la pescuit? Nu știu, am dat un exemplu. N-aș vrea să jignesc pe nimeni, niciun pescar, niciun jucător de golf. Fiecare sport, pe deasupra bălții, fiecare sport are bucuria și plăcerea lui. Ne-a zburat deasupra bălții pentru că speriu peștele și, în general, mie îmi place să protejez natura. Deci zborul se face de obicei sus. Acum am coborât pentru a dobori un record, dar de obicei... Ce alte pasiuni? Vreți să spui ceva? Vreau să amintesc totuși de zbor, să fac o paralelă între zbor și alte sporturi. Zborul îți oferă încă o dimensiune în plus. Practic te miști într-un spațiu 3D și îți oferă posibilitatea să urci într-un loc în care să vezi totul ca pe o hartă, atât de clar, atât de limpede, și vă dau un exemplu. De nenumărate ori mi s-a întâmplat și un experiment care l-am făcut de la 2000 de metri la lansarea din avion, să văd o foaie de A4 albă pusă pe aerodromul verde. Și pot să spun că vezi tot. Ochiul nostru are o oare de cuprindere fantastică și imaginile care ți se întipăresc pe retină sunt fabuloase. Da. Ce alte pasiuni mai aveți? Eu am mai făcut și scufundări și le mulțumesc prietenilor. Unde te-ai scufundat? În Marea Neagră. Da? Da. Mai multe mări. Scufundări, parapantă, ce altceva să mai faceți? Trăiesc, nu 3D, 7D. Vreun rechinuț, ceva, ai văzut pe acolo, prin mare? Nu rechin, am fost într-o mare fără pericole. În schimb, am fost în Egipt între evenimente, așa că... Și altceva? Ce mai faceți în timp? Nu știu, sunteți columbofili sau nu știu, mai faceți ceva? Prindeți... Da. Mai predau cursuri pe specialitatea mea. Da, vorbește-ne puțin despre centru de strategii aplicate. Centrul de strategii aplicate a plecat la drum ca o joacă, după care s-a transformat încet într-o misiune. Creăm în România cultură de securitate. Suntem într-un moment în care lumea a ajuns la o cotitură groaznică și fără securitate, nu vorbim de securitatea la nivel național, vorbim și de securitatea individuală, astfel încât să reușești să generezi securitate numai pentru tine, ci și pentru cei din proximitatea ta. Și noi cu asta ne ocupăm, practic. Organizăm cursuri de diplomație, securitate, siguranță națională, protecția informațiilor secrete de stat. Și mai departe, paleta noastră de cursuri este foarte largă. Sunt oamenii interesați de cursuri, de perfecționare, de pregătire profesională? Să știți că sunt, în special tinerii. Am o surpriză foarte plăcută să văd că de fiecare dată în sală, peste 80% dintre cursanți sunt studenți. Și mă bucur că este așa pentru că ei sunt viitorul. Foarte frumos. Desfășură activități cu fiul tău, care este în platou cu noi? Fiul meu... Aș vrea să-l aud. Vrei să-l inviți lângă tine? Da, cu mare drag. Dacă dorește să vină lângă mine, dacă este în apropiere și mă aude. Dacă e în apropiere și te aude, dacă nu. Da. Păi să-l strigăm, nu? O să-l strigăm, da. Bineînțeles. Da. Da. A făcut prima lansare cu parașuta în burta mamei lui. Mama lui are un record mondial. Este, poftim? Este puțin, singura trebuie femeie. Să mă concentrez puțin. Da, este singura, da. Este singura femeie din lume care a sărit însărcinată
după ce în prealabil a suferit o operație pe cord deschis. Hai, vino lângă tati, hai. Ai loc în spatele meu? Hai prin spatele meu. Tocmai ne povestea că ai sărit cu parapanta, deși nu erai născut. Da, am sărit. De la, nu știu când am sărit. Dar știi că ai sărit. Eram un pântec la mamă, da. Nu știu exact când. Și ce? Cum ți-a povestit mami despre fenomenul ăsta? Mi-a povestit doar că era frică atât. Da? Era ceva frică, nu? Mm-hmm. Adică și câte luni avea soția? Era însărcinată în 4 luni, la vremea respectivă. Destul de mare. Cert este că ceva s-a întâmplat. Din momentul ăla l-am pierdut, în sensul că ori de câte ori ajungem pe aerodrom, trebuie să se urce în parapantă, în paramotor, în avion, în elicopter, în orice. Dar nu s-a dat deocamdată. Și mai mult decât atât, este cel mai tânăr parașutist băiat din țară. Pentru că Mihnea, când a împlinit frumoasa vârstă de 10 ani, a sărit, a făcut o lansare în tandem cu celebrul instructor de parașutism Nicolau Ramiro, de la înălțimea de 4.000 de metri, cu o cădere liberă de 1 minut. Și surpriza după ce a aterizat, bineînțeles că mie mi se tăiaseră genunchii, nu știam cum o să reacționeze copilul meu. Și după ce se oprește, zice, mai vreau. Serios? Chiar ai sărit cu parașuta? Da, am sărit. Nu chiar de ziua mea. De câte ori? De câte ori ai sărit? Pot să zic de 2 ori. A, de 2 ori. Dar cum a fost prima dată? Nu știu cum a fost. Da, prima dată cum a fost? Cum ai simțit? Ce ai simțit când te-ai urcat în avion? La vârsta de 10 ani, nu mi-a fost teamă, dar însă mi-era foarte frig și foarte emoționat. De ce aveai emoții? Păi știai că tati sare cu parașuta. Știu asta, emoția asta de bucurie, că de-abia aștept să sar. Emoție de bucurie. Clar, e al tău, clar. Sper. Să te bucuri că sar cu parașuta, da, e mare lucru. De-abia așteptam să sar cu parașuta. Și cum a fost în avion când te-ai înălțat? Ce simțeai așa? Păi în avion nu m-am urcat de fiecare dată. Și ai sărit cu cineva sau singur? În tandem, că n-am voie singur. În tandem, nu? Mm-hmm. Da. Și practic a fost pasager. Deci era în fața instructorului, nu? În fața instructorului. Prins în catarame, chinci. Și avea ochelari? Nu, n-aveam. Vrei să dobor vreun record vreodată? Chiar nu știu. Adică te-ai gândit așa să dobor recordul lui tati, de exemplu, peste vreo 10-15 ani, când lucrătorii din mină vor mai săpa încă vreo 10 metri așa, în sare, și se va crea mediul necesar pentru a zbura din nou, să dobor recordul lui tati, să zbor, de exemplu, nu știu, 5 km la minus 225 de metri? Cred că da. Nu știu ce să zic. M-am gândit niciodată la chestia asta. Nu te-ai gândit, nu? Nu. Păi nu prea ai avut timp, dar o să te gândești la asta, sunt sigur. Cea mai mare plăcere ar fi să mă conducă fiul meu, eu mergând în baston, și să văd cum deboară un record mondial. Să-l filmezi. Tu să-l filmezi, știi? Da. Cum, când a venit tati acasă, ce l-ai întrebat prima dată? Cum a fost? Cum s-a simțit? Și se dădea mare, nu? N-am avut emoții? Nu s-a dat mare. Păi nu, este mare. Asta e clar că este mare. Dar cum ți-a povestit? Spune-ne câteva cuvinte așa. Că, nu știu, că s-a simțit bine, extraordinar. M-am mers cu parapanta ce face aproape zilnic. Adică ce a fost diferit a fost că este la altitudine joasă, dar... Mami se mai dă cu parapanta? Nu. N-a mai vrut, nu? Nu. Păi de ce? Păi, normal că n-ai un răspuns. Dacă nu vrea mami, nu vrea mami. I-a dovedit odată lui tati că și mami poate să facă ce face tati. Și a făcut-o atunci când trebuia. I-a insuflat, da, dragostea pentru zbor. Frumos. Păi o să te faci aviator sau? Nu m-am gândit încă să mă fac aviator. Am plăcut așa la înălțime. Așa ca hobby aș vrea să fie. Ești mândru, de tati? Ești mândru de tati și de prietenul lui? De da, Adi? Cum să nu? Am cu cine să mă dau mare la școală. Da? Ce le spui colegilor? Ce să le spun? Ei deja știu. Deja românul de tati a doborât recordul mondial. Încă un record. Încă un record mondial, da. Ești mândru că ești român? Foarte tare. Chiar frumos. Sunt mândru că sunt român. Frumos. Îți plăcea steagul ăla cu lupul dacic? Uh-huh. Arăta bine, nu? Da, cu zără. Ce zici, tati? Cred că ar trebui să facem și noi roți un steag cu lupul dacic și să-l punem la loc de cinste. Da, cred că e un exemplu pentru tine, tati, nu? Sau nu prea? Da, este un exemplu. Da? Cine mi-ar mai putea fi altcineva exemplu?
Dar văd că ești stăpân pe tine așa, n-ai trac. Acum dârdâi. Da? De ce? Păi n-ai dârdâi sus în avion, dârdâi aici? Nu, ești cu picioarele pe pământ, nu e nicio... Da, mă bucur că ești mândru de tati. Da. Ce să zic? Și eu sunt mândru de voi. Mă bucur că s-a întâmplat asta în Salina din Slănic și că aduceți și voi un plus pentru stațiunea Slănic-Prahova alături de noi. Și vreau să vă mai întreb dacă v-ați gândit, nu știu, ca în viitor să mai aveți astfel de colaborări. Nu știu, dacă neapărat în Slănic-Prahova sau v-ați mai gândit să mai colaborați, nu știu, asociațiile între din ele, punctul să mai încheie parteneriate pentru... Asociație... Ușa este deschisă, poarta este deschisă, noi suntem deschiși colaborărilor. Da. Păi, v-ați gândit, de exemplu, uite... Sunt ideile și proiectele pe care le vom putea, sau dacă le vom putea, vă dau o idee împreună. De proiect. Avem prin Slănic-Prahova un râu care arată puțin cam neconform, să zic așa. Da. Am putea face, de exemplu, o acțiune de mediu, de ecologizare, să, nu știu, să strângem în jurul nostru prieteni, colegi și să mergem să punem o mână acolo, să facem, să tragem un semnal de alarmă? Da, sigur că da, se pot face multe acțiuni, numai în Slănic-Prahova, da, dacă am început acolo, putem continua, sigur. Și de ecologizare putem... face și alte evenimente cu motoparapanta dacă doresc la Muntele Verde. Da, pentru că este un obiectiv da, turistic o idee frumos genială, acolo. Dar pentru că mai avem foarte puțin timp da. Și o să încheiem emisia, o să vă rog să faceți, să ne spuneți așa o concluzie fiecare despre ce s-a întâmplat în mină. Personal, mă bucur că am avut ocazia să fiu în acest proiect, parte în acest proiect, un mic angrenaj din acest proiect. Eu l-am denumit Zborul în adâncuri și eu le mulțumesc că au colaborat cu noi și... Și noi le mulțumim că au colaborat cu noi și le mulțumim celor de la Salrom că au fost da, de acord. O să te rog să faci tu, pe final, aceste mulțumiri, pentru că merită oamenii sigur, ăștia să le pronunțăm numele și să vă întreb și pe voi, să, nu știu, concluzie de final, spuneți câte ceva. O concluzie foarte scurtă. Proiectul la care am participat, care s-a terminat la superlativ, face parte, din punctul nostru de vedere, din marele proiect care se cheamă România văzută din paramotor. Noi suntem amatori și de fotografie aeriană, avem mii de fotografii aeriene, încă nu le-am adunat într-un singur registru, să scoatem un album frumos cu România văzută din paramotor, avem litoralul văzut și așa, o grămadă de lucruri frumoase. Frumos, da. Și sper, cu ocazia asta să completăm albumul și să mergem mai departe și să-l ducem, și să-l finalizăm. Frumos, vă mulțumesc frumos pentru invitație. A cu fost drag. Onoare pentru mine. Cu drag. Ca o finalitate la acest frumos hai, proiect, un minut așa, poți să da, ca o finalitate la acest proiect, la noi va continua. Noi mai vrem să doborăm recorduri. Și la ce a spus doamna, sigur vom putea colabora cu Fundația pentru Tineret București care ne sprijină pentru activitățile noastre. Noi încercăm să scoatem tinerii, să-i ducem să facă activități în natură. Să înceapă să iubească mediu înconjurător, nu? Ei îl iubesc, ei nu știu ce se poate face acolo, ei nu-și dau seama de frumusețea naturii, pentru că stau în fața calculatoarelor mulți. Adi a punctat foarte bine, într-adevăr copiii ar trebui să plece din fața calculatoarelor către aer liber, către înălțime, către aer curat și cu această ocazie îmi permit să vă fac o invitație, în luna mai o să avem un frumos concurs de paramotor la Timișoara, organizat de Universitatea de Vest din Timișoara, unde figurez ca antrenor, un concurs internațional de slalom, foarte spectaculos, și din punct de vedere al pilotului, dar și din punct de vedere al privitorului. Ok. Păi invitația este deschisă. Da. Și sper să nu vă dezamăgesc, o să încerc un gulaș de porc mistreț cu căprioară. Am înțeles. Păi da, o să ținem seama. Te rog mult, mulțumirile pentru reprezentanții Salrom. Personal și numele tuturor, mulțumesc domnului director Alexandru Duca, directorul general Salrom S.A.,
domnului director Cosmin Marinescu, și ceilalți, închidem, mulțumim, și domnul Costin tuturor Nicolaescu, implicați. Și mulțumim tuturor celor și care vă doresc numai bine. Gata. Zăvă și dragă.